Mergem acum în America. George Floyd va fi înmormântat astăzi la Houston, lângă mama lui. Bărbatul a murit pe 25 mai în custodia poliției din Minneapolis. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat acolo. Un ofițer de poliție a stat cu genunchiul pe gâtul omului timp de 8 minute și 46 de secunde. Și continuă protestele după moartea lui George Floyd, nu doar în America, ci în multe, multe alte țări ale lumii. Vom vedea imediat imagini din Franța, Canada, Italia, Polonia, Olanda. Le urmărim împreună.